Dragilor, iată-ne din nou împreună, vorbim despre viața de cuplu, despre relația de cuplu, despre provocările, și nu sunt puține, provocările care apar în cadrul unei relații de cuplu, alături de Cati Călin, psiholog, formator de formatori în metoda ESPERE. Și astăzi ne-am gândit să pornim discuția noastră de la cartea Salvează-ți căsnicia în 7 pași, soluții unice și remedii împotriva divorțului testate de peste 1 milion de cupluri din întreaga lume, de Michelle Weiner Davis, o carte publicată în colecția PAS 2, colecția de cuplu a editurii Herald, și de asemenea această carte face parte din campania Arată-i că-ți pasă. Iată așadar o provocare în această săptămână dedicată iubirii, în această lună dedicată iubirii și relației de cuplu. Sunt multe idei pe care vrem să vi le împărtășim, dragi urmăritori și dragi cititori, și încercăm să le luăm așa pe rând și să venim cu răspunsuri la întrebările voastre. Așadar, autoarea vorbește în această carte, în Salvează-ți căsnicia, despre un lucru interesant, provocator și, aș spune eu, oarecum paradoxal. Faptul că este suficient ca un singur partener, deci doar unul dintre cei doi, să-și dorească foarte mult să repare relația, să o îmbunătățească, să aducă plus valoare, pentru că, iată, așa cum spune și subtitlul, autoarea, prin ideile ei, prin această carte și prin terapia pe care o propune, a reușit să salveze, putem spune, foarte multe cupluri de la despărțire sau de la divorț. Cati. Mulțumesc, Sorin! Cred că alături de colecția PAS în 2 am făcut primul pas alături de voi în a mă alătura și a mă bucura de ceea ce aduceți publicului ca mijloace concrete și pline de viață, în așa fel încât relațiile lor să fie pline de viață. Deci mulțumesc și voi arăta lucrurile despre care vorbesc, așa cum am învățat de la Jacques Salomé în metoda ESPERE, și eu o să arăt o relație de cuplu, pentru că relația de cuplu, ne gândim, suntem doi. Ei bine, în ESPERE, într-o relație de cuplu, și aici are o soluție ingenioasă, cum spune autoarea, suntem de fapt trei. Pentru că între noi există acest canal, această punte, această eșarfă, fular, care reprezintă relația. Și ea poate să sufere, și bineînțeles și cei doi protagoniști, în timpul unei relații de cuplu, și la început, și pe parcurs, și cu atât mai mult în măsura în care ea ajunge să se rupă, să nu mai fie. Și arăt lucrurile despre care vorbesc tocmai pentru a, în prima etapă, a conștientiza această legătură dintre noi și ce circulă prin ea și cum arată ea, pentru că, așa cum cartea spune, salvează-ți căsnicia, lucrul ăsta se întâmplă în zi cu zi și în timp, de la o relație care la început a fost așa neșifonată, poate ajunge la a fi șifonată, a avea ceva dificultăți, a avea ceva întreruperi și, din păcate, poate ajunge de a fi o relație toxică, nodată, ruptă, poate ajunge chiar să nu mai fie. Și invit pe cei care se uită la noi să conștientizeze că dacă ar alege o eșarfă, un fular, ceva care să reprezintă relația lor de cuplu, relația lor amoroasă, cam cum ar arăta? În care dintre etape ar fi? Cam ce culoare ar avea? Pentru a conștientiza starea ei de sănătate. Pentru că relația este vie și are nevoie să fie sănătoasă, în așa fel încât și ea și cei doi parteneri de cuplu să poată să se dezvolte, să fie plin de viață și să nu se transforme într-o relație de cuplu în care certurile să facă să nu mai avem energie, să nu mai vrem să fim împreună, să avem experiențe extraordinar de neplăcute, care poate veni ceva obișnuit într-o relație pe termen lung. Tocmai pentru că celălalt este alături de mine și este necondiționat, în timp această relație se deteriorează prin tot funcționalul de zi cu zi.
prin toate lucrurile pe care le avem de făcut și prin lipsa de grijă față de relație și grijă față de celălalt. Pentru că a păstra o relație pe termen lung, fie că este într-un punct foarte șifonat, ba chiar toxic, este posibil să pot să o readuc în ceva nebănuit și chiar să capete niște culori pe care nu le-am avut până acum. Și asta presupune următorul pas. Deci dacă în primul pas am conștientizat că există această legătură dintre noi vie și să vedem care este starea ei de sănătate, fiecare ține un capăt. Fiecare e responsabil de ea, pentru că în viața de zi cu zi suntem obișnuiți să dăm vina pe celălalt. Păi da, că el nu face, el nu reușește, el a făcut atâtea porcării. Și atunci nu mi-asum responsabilitatea în capătul acesta de relație sau îmi asum toată responsabilitatea și zic doar eu sunt de vină. Eu n-am făcut, eu nu sunt în stare. Și din nou nu conștientizez faptul că suntem aici doi ca să avem grijă de relație și să privim lucrurile pozitiv. Nu e cu sunt vinovați, nu e să aruncăm vina și să învinovățim pentru că asta nu ajută absolut deloc, ci să transformăm asta în responsabilizare. Și asta presupune în fiecare zi. Și invit pe cei care ne ascultă să conștientizeze în primul și în primul rând cu ce au hrănit relația lor de cuplu. Astăzi, ieri, au fost mesaje cadou, au fost mesaje pozitive, de exemplu, de apreciere. Mă bucur că ai venit să mă iei de la serviciu. Îți mulțumesc tare pentru că ai făcut cumpărăturile, de exemplu, din partea ei către el, din partea lui către ea. Sunt oare mesaje cadou de genul wow, ce mă bucur că putem să petrecem timp împreună, îmi place tare mă cum te-ai îmbrăcat astăzi, iubesc culoarea ochilor tăi, tot felul de mesaje de genul acesta. Sunt astfel de mesaje? Mesaje pozitive de valorizare sau, din potrivă, sunt mesaje, hai să le spunem mai întâi, funcționale, ai dus gunoiul, ai plătit factura, fac parte din alte relații, ai adus copii din relația de părinți funcțional și deseori s-ar putea să fim doar în funcțional, este și acesta necesar, dar nu hrănește relația, sau ajungem în timp la mesaje cu adevărat toxice care se circulă, o relație plină de mesaje toxice. Păi da, că niciodată nu faci ce zici, dar de ce? Tot felul de astfel de mesaje în care și cum le reperez? Mesajele toxice sunt de obicei, dacă pornesc de la mine, sunt de obicei în capătul celălalt, în care îi spun celuilalt ce să facă, ce nu să nu facă, ce trebuie, ce nu trebuie, îl devalorizez, nu ești în stare, dar de ce poți, tu nu poți. Sunt tot felul de, pot să fie și amenințări și șantaj, las că vezi tu ce se întâmplă, lasă că divorțez eu, mă duc la mama, da? Amenințări, șantaj. Și minunatul stil de comunicare, folosirea verbului imperativ, ordinele pe care le dau celuilalt. Fă aia, fă așa, nu faci așa, nu e bine. Și când asta circulă prin relații, de fapt să conștientizez că acest mod de comunicare care e practic quasi permanent în jurul nostru, este ceea ce va face ca în timp relația să se erodeze, să se transforme, să fie, din nou tu, să nu mai fie bucuria de a fi împreună. Lipsa reacției la un gest venit din partea lui sau din partea ei poate fi interpretat ca un mesaj toxic. Deci mă refer la lipsa reacției, da? Pomeneai puțin mai devreme. Ai făcut niște lucruri prin casă, l-ai așteptat pe partener cu mâncarea venind de la job obosit sau obosită și lipsa recunoștinței sau lipsa mulțumirii sau lipsa, să spunem, aprecierii. Deci, ignorarea mesajului pe care l-ai primit, acelui mesaj cadou, el
fără să vină neapărat cu un mesaj toxic verbal, poate fi interpretat ca în sine ca un mesaj toxic? Da, poate fi și sunt mai multe lucruri aici. Iată, să zicem că el face diverse lucruri. A făcut de mâncare, a spălat vasele, a făcut toate cumpărăturile, a pregătit o cină foarte plăcută. Deci a făcut lucruri. Da? Și, pe de o parte, important este în orice fel de relație și în cea de cuplu există patru demersuri, patru dinamici. Pot să dau lucruri, pot să primesc, pot să cer și pot să refuz. În acest caz, el dă în relație. Este esențial că atunci când dăm în relație, să dăm oferind, fără a aștepta ceva în schimb. Dincolo de orice fel de reacție ar fi din partea celuilalt, important e că atunci când ofer, să o fac cu totul, independent de reacția celuilalt. Pentru că dacă fac aceste lucruri ca să primesc un mesaj cadou, de genul de apreciere, este cumva ca un schimb, ca un troc. Și celălalt s-ar putea inconștient să sesizeze miza acestui fapt și să ofere sau să nu ofere. Bun, pe de o parte. Deci, pe de o parte, atunci când dau, când fac ceva în relația de cuplu, fac lucrurile pur și simplu, nu neapărat pentru a aștepta ceva în schimb. Le dau oricum ar fi și celălalt e acolo să primească sau să nu primească. Asta însemna responsabilizare. Eu la capătul meu ofer și în partea cealaltă, celălalt, s-ar putea să vină cu un mesaj cadou. Wow! Câte lucruri ai făcut astăzi? Ce bine că ne putem relaxa împreună! Da? E un mesaj cadou. Un mesaj cadou care vine din ceea ce trăiește celălalt. Nu vine ca lingușire sau vine pur și simplu pentru că e bucurie și așa am învățat să comunicăm. Ideal ar fi să facem asta, să existe acest mod de comunicare în care hrănim relația și oferim mesaje cadou celuilalt pentru lucrurile care ne bucură și care sunt binevenite, nu le iau ca un dat, ca o chestie care trebuie. Chiar dacă sunt niște lucruri necesare, sunt niște lucruri care totuși circulă în relație, pe de o parte. Pe de altă parte, mai există și dezechilibru în relație. Pentru că între a da, cere, a primi și a refuza, atunci când unul dă foarte multe lucruri în relație și celălalt dă mai nimic, ceva nesemnificativ, ceva foarte, foarte mic, da? Eventual niște mesaje toxice, am găsit un obiect care e și așa, ceva mai toxic, există un dezechilibru. Pentru că aici, în partea aceasta, este un dezechilibru între a da și între a primi. Primește foarte puțin. Și atunci s-ar putea, fiecare dintre noi putem să acționăm în diverse feluri, s-ar putea să dau mai mult și mai mult în speranța că o să primesc și nu neapărat se va întâmpla astfel. În același timp există și varianta în care dau prea mult și nici n-am timp să primesc, pe de o parte. Acum, pornind de la cazul în care eu fac diverse lucruri și celălalt nimic, zero, nicio reacție. Pornind de la întrebarea ta, lipsa aceasta de reacție, deci eu așteptam o reacție pozitivă, așteptam un mesaj cadou, asta e ceea ce așteptam eu aici, de fapt, era așteptarea mea. Da, am aștept la un mesaj pozitiv și aici nu există niciun mesaj pozitiv. Cum trăiesc eu asta când nu primesc niciun mesaj pozitiv? S-ar putea să trăiesc neplăcut, da? S-ar putea să simt frustrare sau dezamăgire sau tristețe sau și o emoție care să arate că nevoia de a fi valorizat, nevoia de a primi astfel de mesaje de valorizare, care e una dintre nevoile relaționale în această relație, în acest moment rămâne nesatisfăcută. Bineînțeles, nu e ceva pe care să-l dau în cârca celuilalt. Nevoia mea de valorizat, tu trebuie să mă umpli, să o satisfaci. Ești obligat, pentru că suntem doi adulți și fiecare e responsabil de ea. Și atunci, în legătură cu această nevoie nesatisfăcută,
ce aș putea face concret, pentru că vorbeam despre și cartea descrie exact același lucru. Chiar dacă în partea cealaltă s-ar putea celălalt să aibă tot felul de comportamente nepotrivite sau să nu investească în relație, ce pot face eu din capătul meu de relație în așa fel încât lucrurile să fie bune? Păi, pot să dau fără să accept ceva în schimb, pot să, în legătură cu dorința mea de a primi mesaje de valorizare și nevoia mea de valorizare, pot să îndrăznesc să cer. Nu primesc și pot să îndrăznesc să cer celuilalt. Pentru mine sunt importante mesajele cadou. Cum e asta pentru tine? De exemplu, eu personal, în activitatea mea de trainer și consultant, și în individual, dar și în grup, creez un moment în care există momentul de feedback, în care aud și chiar asta întreb, ce a fost bun pentru tine aici, ce anume ai dori îmbunătățit sau diferit. Cer asta. Implicit primești și mesaje cadou, apropo de experiența celor care au fost în curs sau în consultație, sunt și lucruri pozitive și văd și lucrurile pe care le-aș putea îmbunătăți. Ne luând lucrurile personal. Adică, ok, deci dacă spune, ai nasol ce ai făcut, fiind un mesaj tu, pe mine mă interesează cum a trăit rău persoana respectivă. Adică eu invit să vorbească despre ea. Ce anume ai vrea diferit sau ce se întâmplă diferit, ne luând un personal acest feedback. Ok, deci are legătură cu mine. Nu are legătură cu mine, are legătură cu celălalt, are legătură cu ceea ce am pus în relație, da, și tocmai de aceea pot să ameliorez lucrurile. Deci, iată, a îndrăzni să cer. Și aici vin cu arătând cele patru demersuri într-o relație și în relația de amoroasă de cuplu, pot să dau și să primesc. În mod necondiționat, dau în mod necondiționat, primesc ceea ce vine de la celălalt, din ceea ce vine de la celălalt, ceea ce e potrivit pentru mine, iată ceea ce hrănește relația, există, și invit pe cei care ne ascultă, există suficient de multă hrană a relației? Sau de fapt suntem doar în relație cu copiii, sau doar în relațiile profesionale, sau în relațiile cu propriile familii, cu propria mamă, cu propriul tată sau cu alte preocupări și pasiuni și relația de cuplu a rămas fără hrană, nu există suficient de multe lucruri speciale pentru cuplu pentru a putea supraviețui și de asemenea, în orice relație echilibrată, important e să fiu capabil să cer lucrurile de care am nevoie și pe care mi le doresc, să îndrăznesc să cer, asumându-mi riscul lăsându-i celălalt libertatea de a răspunde, pot să cer ceva, celălalt e la capătul lui de relație, e pregătit sau nu e pregătit să ofere și să refuz lucrurile care nu corespund cu ceea ce trăiesc în interior. Pentru că deseori se întâmplă să nu îndrăznesc să fac lucruri de genul ăsta în relație, tocmai pentru că dacă m-ar iubi, ar ști ce am nevoie fără să-i spun. Sau s-ar putea, mă gândesc, să existe un precedent. Ai spus, cred că foarte bine ai folosit cuvântul curaj. Dacă am fost respinși în nenumărate rânduri, în așa fel încât ajungem cumva să nu mai cerem de teamă, potrivit experienței anterioare, de teamă că vom fi refuzați sau că vom fi respinși. Și atunci există un soi de celălalt partener, se închide în el, se deconectează emoțional, într-adevăr acumulează foarte multă frustrare, nemulțumire, care duce la o stare de nefericire și practic celuilalt nu-i mai vine să mai ceară. Pentru că merge pe ideea că, bun, dacă am fost refuzat sau respins de 20 de ori, se va întâmpla același lucru. Da, da, și foarte bine ai punctat faptul că în relațiile de cuplu, în relațiile pe termen lung, este foarte ușor să se instaleze sisteme. Sisteme care se fac automat, adică permanent ne certăm pe o temă și invit pe cei care ne urmăresc să conștientizeze care sunt lucrurile care se repetă în relațiile lor. Pentru că poate să fie în mod repetat refuzul celuilalt de a
de a participa, de a oferi ceva, de exemplu. Sau sistemul în care eu îi spun să facă și celălalt nu face, lucru pe care l-am văzut deja, în măsura în care eu ordon celuilalt de pe o poziție de forță să facă ceva, automat, celălalt o să zică, bine, da, nu-l face, se va supune sau se va opune. Un sistem nesănătos pe termen lung, nimeni nu e superiorul ierarhic sau comandantul de oștia al celuilalt și totuși ne comportăm astfel. Deci sunt tot felul de sisteme care se pot instala și care se pot transforma, exact așa cum spune și autoarea și descrie acolo foarte interesant pe puncte și pe tipuri de lucruri pe care le pot face conștient și la modul serios, adică în măsura în care îmi doresc să am o relație de cuplu de calitate, chiar îmi doresc să salvez o relație care a devenit una toxică, am de făcut eforturi constante în acest sens. Revenind la întrebarea ta legat de aceste refuzuri repetate ale cererilor, de exemplu, dacă aici el face o cerere, de exemplu, haide să ieșim doar noi doi, nu cu copiii, de exemplu, sau să petrecem timp împreună. Aceasta este cererea. În primul și în primul rând, tocmai de aceea metoda ESPERE, arătăm lucrurile despre care vorbim, iată-mă pe mine și iată cererea. Cererea e diferită de mine. Și la această cerere, celălalt s-ar putea să aibă un răspuns nu. Răspunsul nu. Răspunsul, acest răspuns nu, este la cerere. Haide să ieșim. Și atunci când fac o cerere, important este să conștientizez că celălalt are libertatea să spună da sau nu, are sau să propună altceva și el răspunde cererii. Pentru că măsura în care se repetă, așa cum ai spus, acest sistem se repetă de multe ori, s-ar putea să ajung să iau lucrurile personal și să spun mă simt respins. Iau lucrurile personale, m-a refuzat și exact așa spunem în mod obișnuit și atunci sunt foarte atentă și în consultații și în cursuri să le propun oamenilor să facă această diferențiere, pentru că nu m-a refuzat cineva, ci a refuzat cererea. Din motive care țin de el, a refuzat cererea. Deja ajung să pot să văd lucrurile diferit. Și bineînțeles, fiecare poate veni, pentru că în relațiile noastre de cuplu, cu atât mai mult, există situații care se retrezesc. De fiecare când există o emoție puternică, da, apare o emoție puternică, mă simt respins, de exemplu, care e un gând combinat cu o emoție, cu o suferință, și apare și face gălăgie și mă simt rău în relația de cuplu, există posibilitatea ca acest lucru să reflecte o situație din trecut. Când emoția e puternică, înseamnă că e ceva ce s-a retrezit. Fie din această relație, cum ai spus, am primit de multe ori refuz la propunerile mele, poate să fie din alte relații anterioare amoroase sau pot să fie chiar din copilărie, poate să fie chiar o rană de respingere, o zonă sensibilă pe care e foarte important să o conștientizez și de care să am grijă. Că e ceva, e ca o rană în interiorul meu, parțial cicatrizată, care în momentul în care primește un astfel de mesaj la cerere, se reactivează. Și apare suferința, apare durerea, apare emoția. Și atunci ce pot face eu? Pentru că nu-l pot determina pe celălalt, nu-l pot face pe celălalt să facă lucrurile pe care nu ăsta e scopul și nici nu reușim să-l schimbăm pe celălalt. Deși ne străduim destul de mult să-l schimbăm și să-l facem așa cum ne dorim noi. Ce putem face în capătul nostru de relație? Și într-un asemenea caz în care conștientizez că ceea ce face celălalt în prezent, în relația noastră de adulți, care este un fapt, spune nu invitației de a petrece timp împreună de Valentine's Day, de exemplu, poate să retrezească lucruri în interiorul meu care mi-aparțin. Și în loc să-l acuz pe celălalt, păi da, tu mă faci să sufăr și din cauza ta sufăr, să pot să mă întorc și să văd ce e atins în interiorul meu și să pot să văd ce demersuri simbolice, și asta e de văzut în cazul fiecăruia.
Ce fel de demersuri simbolice? Cum mă pot responsabiliza legat de această parte din interior care suferă pentru a-i aduce alinare, pentru a avea grijă de ea, pentru a putea pansa această rană la nivelul corpului emoțional? Cum facem să nu confundăm relația cu sentimentul? Da, mulțumesc, Sorin. Este probabil printre primele lucruri pe care le arătăm în ateliere și workshop-uri pe relația de cuplu. M-am învățat asta de la Jacques Salomé. Iată, pentru că vorbim despre iubire, da? Relații de iubire și iubirea noastră și totuși, în ciuda iubirii, relațiile ajung să fie astfel, da? Negre, toxice. De cele mai multe ori, dacă ajungem într-o situație extremă de separare, nu e neapărat că nu-l mai iubim unul pe celălalt. E posibil să-l iubim sau să nu-l iubim, dar de cele mai multe ori iubirea există, doar că relația a ajuns groaznică. Și atunci, cred că este esențial să conștientizăm că iubirea este un sentiment. E un sentiment pe care fiecare îl simte în interior pentru celălalt, îl simte sau nu-l simte. E foarte diferit. Pentru că nu există iubirea noastră amalgamată undeva la mijloc, ci există, iată, iubirea ei pentru el și arăt un obiect pentru iubirea ei și iată iubirea lui pentru ea. Nu le comparăm, sunt diferite. Iată, simt iubire pentru tine și eu simt iubire pentru tine. E minunat în momentul în care există și de o parte și de alta, pentru că știm prea bine că nu totdeauna aceste sentimente există și într-o parte și în cealaltă. Și nu confund asta cu relația. În ce sens? În sensul în care ea s-ar putea să creadă, păi dacă mă iubește, ar trebui să facă ce îi spun. Ar trebui să știe că mie îmi plac frezile portocalii și sunt florile mele preferate și asta ar trebui să mi le aducă de 8 martie, de 14 februarie. Ori n-ar nicio legătură una cu alta. În plus față de asta putem să facem șantaj sentimental. Dacă mă iubești, atunci mergi cu mine la mama. Dacă mă iubești, nu o să zici nimic. Dar acest șantaj sentimental în care îl supunem pe celălalt. Și tot felul de presupuneri. Dacă a făcut, dacă n-a venit, dacă nu mi-a luat flori, sau dacă a întârziat astăzi, e că nu mă mai iubește. Sunt două lucruri foarte diferite, pentru că la acest șantaj care vine de la ea, pun aici mesajul toxic, dacă mă iubești, faci ce zic eu, ea vine cu acest mesaj în relație, asta e ceea ce circulă, ce ar putea face el, ce am putea face în situații de genul ăsta pentru a separa sentimentul de relație, el poate să afirme exact adevărul, în mod autentic, eu te iubesc și, în același timp, voi refuza lucrurile care nu mi se potrivesc, lucrurile pentru care nu mă simt pregătit, lucrurile care contravin nevoilor mele. Am nevoie de odihnă și prefer să rămân acasă decât să mergem la mama ta în weekend, de exemplu. Deci separarea celor două și partea asta legată de faptul că nu avem putere asupra sentimentelor noastre. Nu putem să ne facem să iubim sau să ne facem să nu mai iubim, pentru că se întâmplă când această relație s-ar putea să nu mai existe din diverse motive, să zicem că el a plecat cu alta, da? Deci a ales să iasă din relație și să intre într-o altă relație de cuplu cu altcineva, nu înseamnă că eu îmi maltratez sentimentul de iubire și spun gata, nu-l mai iubesc pentru că e un idiot și a plecat cu alta. S-ar putea ca iubirea aceasta să existe în interiorul meu și avea grijă de mine ar presupune să am grijă de această iubire care s-ar putea să existe toată viața sau s-ar putea să moară de moarte naturală, dar cumva să nu maltratez ceea ce este în interiorul meu și acest lucru prețios care mi-aparține. E iubirea care e în interiorul meu pentru celălalt, dincolo de ce face, ce nu face și dincolo de prezența sau absența unei relații.
Ce abilități ar trebui să dezvoltăm din punct de vedere comunicațional? Mă refer aici la comunicarea relațională. Ce ar trebui să facem ca să avem o relație fericită, o relație împlinită, o relație satisfăcătoare? Ce sfaturi am putea să le oferim celor care ne urmăresc, implicit cititorilor, în a ne îmbunătăți relația de cuplu? Pentru că, până la urmă, cred că toată lumea își dorește să aibă o relație pentru cei care au sau pentru cei care își doresc, deși nu au, își doresc, să construiască o relație satisfăcătoare. Ce le putem spune? Exact. Dacă e să fac o paralelă cu cei 7 pași în a salva căsnicia pe care descrie autoarea, mă gândesc asupra măcar 7 lucruri pe care le pot face într-o relație amoroasă și care pot să o ajute să fie plină de viață și eu să fiu plin de energie și viață pe termen lung. Și revin asupra conștientizării că sunt coautor al relației, că particip și hai să vedem cu ce hrănesc relația. Și primul pas ar fi, am grijă să hrănesc relația cu mesaje cadou, să ofer mesaje cadou de apreciere. Măcar când ne vedem dimineața, ne trezim și ne zâmbim și ne spunem o zi frumoasă sau la despărțirea de dimineață sau la revenirea seara, primul lucru ar fi asta. Să-l întâmpin pe celălalt, să fiu acolo prezent și să-i ofer mesaje cadou. Iată, primul pas. Al doilea pas ar fi să conștientizez ce fel de mesaje trimit și circulă în relație și să aleg să renunț la mesaje toxice. Mesaje toxice care încep cu tu și care îi spun celuilalt cum să fie, cum să nu fie, ordine, amenințări, devalorizări, pe care le facem fără să ne dăm seama. Iată, să renunț la mesaje toxice, să conștientizez și să renunț la ele. Al doilea pas. Al treilea pas ar fi și e un concept esențial al metodei SPERE, să diferențiez persoana de comportamentul ei. Pentru că ne e foarte ușor să spunem, ești așa sau nu ești așa. Deci, da, renunțăm la mesaje toxice, dar cum comunicăm? Comunicăm prin pasul 3 și anume, iată, comportamentul celuilalt și invit pe cei care ne ascultă să conștientizeze care sunt comportamentele concrete care îi deranjează, pentru că nu e persoană. Atâta timp cât nu vorbesc despre asta, ajung să zic, tu ești de vină. Da? Când, de fapt, problema este că atunci când el întârzie, eu nu mă simt deloc bine. Și atunci voi vorbi și comunic făcând diferența din persoană și comportament. Vorbesc despre faptele pe care le pot observa fără să fac interpretări. A, nu-ți pasă de mine. Dar de fapt, ce înseamnă nu-ți pasă de mine? Înseamnă că vii târziu. Și eu interpretez nu-ți pasă de mine. Și atunci voi vorbi celuilalt făcând diferența între persoană și comportament. Nemai văzând ca fiind el problema, ci hai să vedem care e comportamentul venit tu târziu. Deci acesta ar fi al treilea pas, diferențiez persoana de comportament. Al patrulea pas ar fi să evit să mai mă așez la capătul celuilalt de relație cu mesajele, da, de mesaje de tip tu, ci să vorbesc despre mine. Suntem foarte obișnuiți să vorbim despre celălalt. Și pentru a fi cu adevărat auzit și de altfel pentru a mă asculta cu adevărat pe mine, vorbesc despre mine. Pe mine mă deranjează atunci când fii târziu. Pe mine mă deranjează, mă simt îngrijorare, îmi imaginez că nu mai vrei să mai petrecem timp împreună. Da? Iată, deci vorbesc despre mine celuilalt. Ies din acuzație și vorbesc despre mine. În mod autentic, nu într-un mod egoist. Suntem la al patrulea pas. Da? Bun. Timp, ofer timp acestei relații de cuplu. Al cincilea pas ar fi să avem, deci în calendarele noastre super ocupate, în care așezăm toate lucrurile care sunt, așa zis, necesare, relația de cuplu e cenușăreasa. Și atunci a oferi timp acestei relații este esențial. Avem timp împreună? Care e timp împreună? Îl facem, îl construim, găsim pe cineva care să fie alături de copiii noștri sau avem timp împreună și
următorul pas, avem spațiu nostru. Avem spațiu nostru? Sau dormim cu copiii, sau totul e amestecat, avem un spațiu în care suntem împreună? Există dormitorul cuplului sau nu mai există? E de mult apus, sunt alte lucruri mai importante. Pentru că este o relație pe care, în care vom rămâne. Practic, proiectul nostru de viață în comun, cum ne visăm că o să îmbătrânim împreună, este alături de partener și parteneră. Copiii, la un moment dat, vor merge în propria lor viață să-și construiască propriile lor familii și noi vom rămâne în cuplu. Și deseori, atunci când suntem doar părinți sau doar profesioniști sau când ajungem să fim doar noi doi, dar ce mai avem împreună? Pentru că relația n-a fost hrănită, n-a fost timp, n-a fost spațiu și suntem doi străini sau vedem câte divorțuri se întâmplă nu doar pe la începutul relațiilor, dar și la maturitate, tocmai când nu mai există. Relația e ceva transparent. Pentru că e acolo. Da, e. Dar din păcate sunt multe relații unde se confundă rolurile parentale cu relația de cuplu însăși, unde unul dintre cei doi protagoniști, cum spui tu, unul dintre cei doi parteneri se concentrează, se focusează foarte mult pe relația cu copiii, celălalt acumulând nemulțumire și frustrare, sau poate că se implică amândoi prea mult în relația cu copilul sau cu copiii, uitând amândoi de relația de cuplu. Și exact cum foarte bine ai spus tu, în momentul în care, să zicem, în jurul vârstei de, nu știu, 45, 50 de ani, când copiii și-au zborul și când au, să spunem, sau încep acest drum al croirii propriei vieți, cei doi ar trebui să se regăsească, teoretic, da? Să-și aducă cumva aminte, bun, de ce am ajuns noi împreună? Ce ne-a unit pe noi? Ce ne-a legat pe noi? Hai să ne aducem, să ne facem un reminder, să ne aducem aminte cum eram noi la începutul relației noastre înainte de a avea copii. A mai rămas ceva din ceea ce s-a întâmplat atunci? Exact, exact, Sorin, și am arătat aici cam cum arată o familie din punct de vedere al metodei Espere și a relațiilor, a vizualizarea relațiilor și a rolurilor pe care le avem. Și dacă aici este cuplul, da, ea și el, și în proiectul lor de viață în comun există și un copil, iată copilul, când apare copilul, apar și trei noi relații. Apar în măsura în care ei decid să devină și părinți, apare rolul de tată, rolul de mamă, în interiorul aceleiași persoane, iată rolul de parteneră de cuplu, rolul de mamă, partenerul de cuplu și tatăl, apar relațiile cu copilul al fiecărui părinte și apare și această a doua relație în paralel cu cea de cuplu, care este relația de părinți. Și amestecul acestor două relații de obicei aduce multe probleme în viața unei familii. Pentru că, de cele mai multe ori, după cum descriam mai devreme, relația de cuplu de obicei este aproape inexistentă și rămân doar în relație de părinți și asta înseamnă acumulare de frustrare și de o parte și de cealaltă. Și poate dacă la începutul și apariția pe lumea copilului, acest lucru poate fi pus puțin în stand-by, foarte puțin în sensul de a avea mult mai multă greutate rolul de părinți, relația de părinți, așezarea acestui nou echilibru în familie, încet, încet, cred că este esențial, cu curaj și cu îndrăzneală, să avem grijă de relația de cuplu, să avem și momentele noastre împreună în cuplu și să hrănim și această relație. Baza tuturor celorlalte, pentru că se pot întâmpla extraordinar de multe probleme. Un soț care simte foarte multă frustrare pentru că și-a pierdut soția, poate să nu fie foarte disponibil în relație cu propriul copil, de exemplu. Această mamă, tocmai pentru că vede că tatăl nu are relația așa cum trebuie sau așa cum își imaginează ea să aibă cu copilul, atunci refuză să fie în relația de cuplu.
Și atunci e o dinamică deloc folositoare, tocmai de aceea cred că este esențială această clarificare, această vizualizare, diferențiere. Iată, ne petrecem tot timpul în relația de părinți și invit pe cei care ne urmăresc să conștientizeze din punct de vedere al timpului. Există doar relația de părinți? Bineînțeles că în cazul unor relații parteneri de cuplu pe lângă relația de părinți, s-ar putea să existe și o relație profesională și din ce în ce mai mult, pentru că lucrau împreună, poate aveam afaceri în familie, deci mai e aici încă una, nici măcar nu o așez, încă o relație. Și când avem trei relații diferite și jonglăm cu ele, e foarte ușor să putem să derapăm. Și iată, în acest mijloc simplu, nu știu dacă este al șaptelea pas sau al optelea pas, ar fi să arătăm lucrurile despre care vorbim. Fie că facem un desen, fie că arătăm să vedem despre care relație este și e valabil, lucrez și cu copii în acest sens și e foarte ușor să perceapă diferența relația de părinți, relația de cuplu. De asemenea și pentru adulți, partenerii de cuplu sau părinți să poată să conștientizeze și să facă această diferențiere care să le fie de folos. Bun. Asta e ceea ce se întâmplă. Ce pot face eu din capătul meu de relație diferit? Și iată, sunt multe lucruri pe care pot face. Să am grijă să-mi hrănesc relațiile, să am grijă să nu mai poluez relații cu mesaje toxice, să pot să vorbesc celuilalt despre comportamente, fapte, nu despre el, de ceea ce mă deranjează, să vorbesc despre mine, nu despre ceilalți și cum ar trebui ei să se schimbe, ci despre mine în responsabilizare și nu auto-învinovăție, să fac timp și loc pentru relația de cuplu, să diferențiez relația de cuplu de relația de părinți, de alte relații profesionale, de asemenea, și bineînțeles pot să fie extraordinar de multe lucruri foarte personalizate situației cuplului respectiv, cum anume să gestionez situații de infidelitate sau provocări pe care le avem odată cu înaintarea în vârstă, punctual, pornind de la aceste lucruri simple și de bază. Da, chiar autoarea Michelle Weiner-Davis ilustrează metode practice în această carte pentru a ajuta, așa cum ai spus și tu, pe parteneri să aibă o căsnicie funcțională, să evite capcana divorțului, să identifice care sunt obiectivele specifice pentru a salva căsnicia, să găsească cele mai eficiente căi de a relaționa, să devină experți în a face lucruri care dau rezultate, să depășească, cum spunea, infidelitatea, obsesia față de internet, depresia, problemele sexuale și criza vârstei de mijloc și să repună căsnicia pe linia de plutire și să o mențină cel puțin astfel. Dragii noștri, a fost astăzi alături de noi Cati Călin, psiholog, formator în metoda ESPERE și am vorbit despre viața de cuplu, despre relația de cuplu și despre provocările ei, pornind discuția noastră de la cartea Salvează-ți căsnicia în 7 pași de Michelle Weiner-Davis, o carte publicată în colecția PAS în 2 editurii Herald și care de asemenea face parte din această frumoasă campanie dedicată relației de cuplu, arată-i că-ți pasă. Mulțumim foarte mult, Cati Călin. Pe noi ne puteți urmări în continuare pe pagina oficială de Facebook Herald, dar și pe canalul de YouTube Herald. Ne dăm întâlnire data viitoare la un nou episod a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci aveți o zi frumoasă, cu iubire și înțelegere și lectură plăcută. La revedere!